La sediul școlii gimnaziale Sfântul Antimivireanul din Timișoara a fost organizată joia aceasta prima ediție a cenaclului literar Bucuria Cuvântului. Scopul evenimentului, intitulat Primăvară din sufletul mamei, a fost stimularea talentelor literare ale elevilor școlii prin realizarea unor eseuri și poezii. Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, al Arhiepiscopiei Timișoarei, al Bibliotecii Județene Timiș, al Consiliului Județean și al Radio Timișoara. Ne-am bucurat de prezența copiilor, de creațiile pe care ei le-au pregătit, întrucât concursul a avut în vedere o secțiune de interpretare de poezie și una de rostire de eseuri. Ne-am bucurat de creațiile lor, care au scos în evidență talentul lor și în același timp faptul că mărturisirile lor au fost legate de credința noastră ortodoxă. Cenaclul s-a desfășurat pe două secțiuni, creație și interpretare, și a reunit aproximativ 50 de elevi ai școlii Sfântul Antimivireanul. Avem copii foarte talentați, copii creativi, copii care interpretează minunat și tocmai pentru ei și într-un fel ca să-și manifeste dragostea față de mămicile lor, am încropit acest cenaclu, la care am lucrat puțin, trebuie să recunoaștem. Copiii noștri sunt deosebit de talentați și lucrul acesta noi considerăm că trebuie promovat. În realizarea acestui eveniment am implicat, ca și data trecută, partenerii noștri speciali Arhiepiscopia Timișoarei, Asociația Prologos, Radio Timișoara și Biblioteca Județeană Timiș. De menționat este faptul că cele mai bune creații vor fi publicate în revista Bibliotecii Județene. La final a avut loc premierea elevilor participanți, fiecare dintre ei primind din partea juriului cărți și rechizite. Premiile au fost asigurate de Biblioteca Județeană Timiș și de Școala Gimnazială Sfântul Antimivireanul.